Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Profesioniștii noștri numărul 45 Maria Dohotaru cu sufletul la carte. Ziua Armatei României în școlile oneștene. Vernisaj Liviu Ifrin. Sâmbătă 19 octombrie, de la ora 12, la Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești, a avut loc lansarea volumului intitulat Profesioniștii noștri, numărul 45 Maria Dohotaru, cu sufletul la carte, o ediție îngrijită de către dr. Ioan Lăcătușu și Eric Mihail Broaner. Volumul este dedicat unui profesionist de excepție din domeniul editării și tipăririi cărții, doamna Maria Dohotaru, managerul tipografiei și editurii din Onești. Dragi prieteni, sunt tare bucuros că Dumnezeu m-a împrednicit să ajung astăzi aici, la acest eveniment deosebit. Pentru că în ultima perioadă am avut ceva probleme de sănătate. Aș putea vorbi atât de mult despre carte și despre omul pe care astăzi îl sărbătorim. Dar voi respecta regulile jocului și în câteva minute am să vă spun o poveste. O poveste care începe cu această colecție, Profesioniștii noștri. Lucram de... Eram în 2010 și una din colaboratoarele noastre foarte apropiate a românilor din Covasna și Ardita era o destoinică cercetătoare din Sibiu, Anagrama. Deci o cifră, o vârstă frumoasă și până altul eu ne-am stăpânt ce să facem, cum să o recompensăm. Și am avut mai multe variante și am ajuns la această formulă, care practic nu este un volum aniversar, care de regulă se dă de mult timp în toate părțile, un volum care și-a propus să cinstească munca celor care au fost alături de noi, privind cunoașterea istoriei și culturii românilor din Sudetul Transilvaniei, să-i răsplătim moral pentru treaba aceasta și să oferim tineretului modele. Și astfel am pornit în 2010 cu Anagramă și am ajuns la numărul 45 cu doamna Maria. Deci a fost o mare reușită, un proiect de data. Am avut șansa că am lucrat 15 ani la această colecție cu un altul Ioan și după aceea azi mitropolit al Banatului și după aceea cu preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Ardite. Noi, cei din Covasna, după cum știți, împreună cu colegii noștri din Ardita, suntem singurile județe în care românii sunt numeric minoritari, cu toate consecințele care decurg de aici, mai ales după evenimente din decembrie 89, ne-am confruntat cu mari probleme în urma despărțirii pe criteriul etnic, a învățământului, a culturii. Am pornit de la zero. Și ea cuprinde o viață. O viață până în acest moment, un moment frumos de mulți, mulți ani de acum înainte, la fel de rodnici, dar o carte care vine să vorbească viitorii mii, pentru că va rămâne cartea și în biblioteci și în amintirea, în gândul celor care au citit-o, vine să ne prezinte un profesionist al cărții. Și când am spus în micul meu articol acel titlu cu sufletul la carte, am știut foarte bine de ce am intitulat astfel mica mea contribuție, pentru că eu sunt un colaborator mai recent al doamnei Dohotaru, suntem de 5 ani împreună pe tărâmul acesta al editării cărții de artă, îndrăznesc să spun, pentru că ce-am scos noi la Muzeul Național Beleș și facem o echipă
din trei oameni. Se alătură Cornel Constantin Ilie, care a făcut macheta tuturor acestor albume pe care le-am editat la Muzeul Național Peleș. Și din 2019, doamna Maria Duhotaru a venit să ne demonstreze că nasc și la Onești oameni, tipografi, editori excepționali și să ne arate că nu doar Bucureștiul poate tipări cărți care pot sta cu cinste în orice bibliotecă sau librărie occidentală. Ce am făcut noi împreună cu doamna din 2019 sunt o serie întreagă de volume de albume monografice dedicate regilor, reginelor României, colecțiilor Peleșului, evenimentelor istorice importante din istoria modernă și contemporană a României. Și le-am făcut în acest format de album 28-23, costisitor firește, pretențios, care necesită o mare atenție. Și aici, doamna, după ce a câștigat o licitație, ca să spun și o poveste, pentru cele două volume dedicate lui Carol I, a venit la Peleș și am vrut să ne cunoaștem ca să vedem cum putem edita aceste cărți cât mai bine. Și atunci doamna mi-a spus: domnule director, vă rog să aveți încredere, veți vedea că de acum încolo veți lucra numai cu noi. Și așa a fost. Și am întrebat: doamnă, cum reușiți? Și am venit și eu la Onești să văd tipografia, să văd mașinile, să văd mașina germană, să văd mașina italiană, să văd echipa, ca să ne asigurăm că totul iese așa cum vrem. Și atunci doamna mi-a mărturisit: cărțile ies bine la noi pentru că noi punem suflet. Și într-adevăr, trec peste discuțiile infinite, peste corecturi, peste toată bucătăria internă a realizării unei cărți speciale, ca să ajungem în momentul lansării, și doamna Duhotaru ne-a fost alături de atâtea ori și ne-am simțit bucuroși să ne fie alături, să ajungem să ne întrebe cei de la București unde am tipărit aceste cărți. Și toți din țară întreabă: unde ați tipărit aceste cărți? Cred că am început colaborarea dumneavoastră cam de vreo 10 ani, cam așa. M-am uitat, ca lista e atât de lungă încât n-am reușit să mă dumiresc exact când, dar așa bănuiesc eu. Cred că cu un volum din Capodopere. Știți? Și acum am ajuns la al 12-lea volum din Capodopere și mă întrebați, ca spre sfârșitul anului, dar Capodoperele când le dați? Vin, că întotdeauna ele vin spre final. Spre final. Foarte târziu. Foarte târziu. Dar ies la timp. Am avut o colaborare extraordinară cu doamna Tolotan și cu editura și tipografia Magic Print. Am scos, n-am ajuns la 300, așa cum a zis domnul profesor Răgătușu, dar cred că în jur de vreo 100 ne apropiem și noi, cu pași repezi, nu? Și sperăm să continuăm. Dincolo de faptul că doamna Duhotaru este un profesionist desăvârșit, este și un om deosebit, care se implică emoțional, ca să zic așa, în realizarea acestor lucrări și care întotdeauna vine cu soluții și care oferă rezolvări peste ceea ce uneori ne putem noi permite, pentru că nu odată, atunci când discutam cu dumneavoastră despre detaliile tehnice ale unei cărți, dumneavoastră venea și spunea: dar nu mai bine punem o copertă cartonată? Știți, doamna Duhotaru, că la noi cu bugetul, cu asta e, nu vă poate. Și eu mi-aduc aminte doar de ultima carte pe care am scos-o, de cea cu expoziția omagială, în care tot așa, din dorința de a ne încadra într-un anumit buget, i-am spus: știți, hai să facem pe o hârtie mai subțire, că, mă rog,
Asta e situația. Și am început de la o hârtie de 80 și doamna doctoară a zis, haide să o facem de 90, am dat exemplarul semnal, eu am zis, e bine. Doamna doctoară a zis, e, nu-i bine. Și am ajuns la o hârtie de 100 și până la una de 110 și așa mai e, și surpriză la final. Da. Ideea este că doamna doctoară este un partener de absolută încredere, un om deosebit. Joi 17 octombrie, elevii de la instituțiile de învățământ din municipiul Ionești au participat la proiectul Ziua Armatei României în școli, un prilej de a învăța despre istoria și valorile care ne unesc ca națiune. Activitățile din acest proiect, desfășurate în sala municipală de sport, au avut scopul de a-i familiariza pe elevi cu importanța sacrificiului și curajului militarilor care apără țara. Prin proiecte, discuții și momente interactive, ne-am dorit să cultivăm respectul și aprecierea față de cei care au servit și servesc cu onoare patria noastră. Pentru realizarea acestui proiect, aflat la a 12-a ediție, mulțumim celor implicați în totalitate: Primăriei Municipiului Onești, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Clubului Sportiv Municipal Onești, Liceului cu Program Sportiv Nadia Comaneci, Baza 95 aeriană Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu, Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murcescu Constanța, Școlii Militare de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I Pitești, Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare Câmpul Lung Moldovenesc, Batalionului 631 Tancuri Oituz, Centrului 115 Comunicații și Tehnologia Informației, Batalionului 53 Comando Maranda Brăescu, Asociația Militarilor Veterani AMVV de Bacău, Fundației General Grigore Baștan. Joi 17 octombrie de la ora 17 la Biblioteca din Onești a avut loc vernisajul expoziției artistului plastic Liviu Ifrim. Evenimentul s-a desfășurat în Galeria de Artă Ghiță Mocanu a Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești și a avut ca tematică toamna. Ce ne-a reunit astăzi aici, vă cum bine știți, este pictorul Liviu Ifrim și expoziția sa de tablouri, Natura, Lumină și Culoare. Liviu Ifrim este absolvent al Școlii de Artă din Bacău, secția pictură. Pasiunea pentru desen a fost insuflată de Ghiță Mocanu, profesor de desen și inițiatorul Cercului de Desen Ion Diaconescu din Onești. Participă la expoziții individuale și de grup la Casa Armatei și Casa de Cultură din Râmnicu Sărat și la Fundația Națională George Călinescu din Onești și obține în cadrul binecunoscutului Festival Național Cântarea Rănii la secția pictură locul al doilea cu lucrarea În piață la Sinaia. În ceea ce privește expoziția de azi, vreau să vă spun că parcă nici când galeria de artă nu a fost mai frumoasă. Tablourile artistului plastic Liviu Ifrim mângâie sufletul. Dumnealui așează cu atâta grijă culorile, încât totul, la final, este într-un echilibru perfect. Și asta se observă clar din impactul pe care îl are fiecare tablou asupra privitorului. Fără să vrei, pentru o fracțiune de secundă, ploapele nu mai clipesc. Tablourile parcă te invită în interiorul lor pentru a le pătrunde povestea. Și apoi, nu mai ai cum să nu-ți lași sufletul să se plimbe printre culorile calde, plăcunde și vii de opotrivă. Am perceput fiecare tablou ca pe un joc subtil al artistului în care pasiunea pentru a picta, dorința de a oferi frumusețe oamenilor și iubirea de natură, locurile natale și viață până la urmă, fac din timpul petrecut în fața creațiilor sale să fie emoție fină, dar și tihnă. Și despre ce este pictura, dacă nu și despre odihna sufletului și a privirii. Cam asta veți găsi în picturile lui Liviu Ifrim, un artist care înmoaie pe nervul mai întâi în emoție și apoi în culori. Mărturie ne stau tablourile, fără doar și poate, toate florile pictate în culorile curtubeului și peisajele de toamnă blândă, căci da, toamna lui Liviu Ifrim este una caldă, fără ploaie și vânt. Pășind pe lângă tablourile lui Liviu Ifrim, simți să te oprești în fața fiecăruia dintre ele. Fie că e vorba despre gingășia din Așezată în flori, peisaje de toamnă în care se creionează povești despre oameni sau lăuri, fie câmpuri de floarea soarelui sau maci care înghie la visare, toate ilustrează pasiunea cu care pictează Liviu Ifrim. Și nu doar atât. Asortarea culorilor și așezarea lor cu grijă, nici prea puțină, dar nici prea multă culoare, oferă privitorului plăcerea de a privi îndelung tablourile.
Iată de ce cred că pictura Domniei sale este o porție consistentă de oxigen pentru suflet și simțire. Nu vorbesc despre arta domnului Ifrim ca și specialist în ale picturii, ci ca un om care iubește culorile și non-culorile, așezate, îmbinate și armonizate în imagini care s-au născut mai întâi din gânduri. Și după cum se vede deja, în tablourile acestei expoziții, avem de-a face cu gânduri frumos pictate. Dar tablourile lui Liviu Ifrim vorbesc mult mai bine decât cuvintele mele, de aceea aleg să încheie discursul meu, felicitându-l sincer pe domnul Liviu Ifrim pentru aceste bijuterii în culori, care sigur ne-au făcut fiecăruia dintre noi astăzi ziua mai frumoasă. Vă mulțumesc! Vreau să-mi mulțumesc și să-mi cer și scuze față de soție, că am transformat apartamentul într-un atelier de pictură și de tâmplărie, cu toate spălăți și ramele, tot și șasiuri unde se vise pânzi, trebuie să tratate pânzi, mirosul și tot felul. Și chiar pe această care îi mulțumesc frumos. Mulțumesc personalului de la această instituție, domnișoare și domnișoare care m-a ajutat cu acele titulaturi pe tablouri și lui domnul Vasilică care m-a ajutat și lui domnul Alex care m-a ajutat să le așez frumos ca să urmească să aveți un câmp cât mai deschis față de el, la privire. Și vreau să vă mai spun așa în general, nu are nicio legătură probabil. Natura e frumoasă să o privim și într-un tablou și în realitate. Natură, chiar să mergi acolo, să privești. Astea sunt lucrări de șevalerie. Și dacă mergi în natură, poate iese culoarea altfel. Dar ce vreau să spun? Aici, în tablou, nu se văd peduri. Chiar am fost cu colegul meu, după ce am aranjat expoziția, am spus, haide măi, mergem să mergem noi să adunăm niște debe. Au o pădure extraordinar frumoasă, cu niște culori superbe, erau în soare și peduri se tău pintură. Și m-am spus, să mai ce înseamnă să faci pe nu e frumos să stricăm natura, dar prea frumoasă să fie așa. Cum am întruchipat la pânză. În parcul Catedralei din Bacău a avut loc unul dintre cele mai impresionante evenimente culturale ale sezonului, Provocarte. Ajunsă la cea de-a cincea ediție, această manifestare a reunit peste 1800 de elevi din 29 de școli din Bacău, Focșani și Vrancea. Bine ați venit la cea de-a cincea ediție a Festivalului de Lectură Provocarte. Este prima ediție care se desfășoară pe o vreme mai puțin prietenoasă, dar prietenoși sunt cei aproape peste 800 de elevi care sunt prezenți astăzi aici, expunând peste 4.000 de fișe de lectură. Asta înseamnă peste 4.000 de cărți citite, înseamnă un kilometru de fișe de lectură și înseamnă schimbare în comportamentul lor datorată lecturii. Sunt copii pentru prima dată veniți din Onești, din Moinești, din Vrancea, din Vaslui, din mediul rural foarte mulți, alături de prietenii din anii trecuți ai proiectului Provocarte. Care sunt obiectivele acestui eveniment? Urmărim cultivarea plăcerii pentru lectura. Urmărim conștientizarea copiilor asupra mesajului pe care îl transmite autorul. Construim o comunitate a cititorilor, construim relații interumane. Evenimentul dedicat promovării creativității și învățării prin artă a adus în fața publicului aproape 5.000 de fișe realizate de copii, contribuind la un adevărat spectacol vizual. Eu am venit astăzi aici la acest concurs Provocarte pentru a încuraja mai mulți copii să citească și pentru a face parte la această activitate super frumoasă. Cu câte lucrări te-ai prezentat astăzi? Cu două. Și ce ai scris în ele? Păi am scris despre o poezie Mama și despre cartea Matilda. Ce fel de fișă ai adus? O fișă de... Ce ai scris pe ea? O carte. Și ce carte ai citit tu? Am citit 3 cărți. Cățelușul norocos, Comisarul Lăbuță și Cățelușa cărui îi plac poveștile. Și despre cine, despre care poveste ai scris în fișă? Despre toate 3. Cu câte fișe ai venit astăzi? 40. Ai adus tu 40 de fișe? Da. Și despre ce ai scris? Despre povești. Câte povești ai citit? 40-45. Și ai scris despre toate? Da. Care e povestea ta preferată despre care ai scris? Cele mai frumoase povești de Crăciun,
și cățelușa care vrea să devină... Câte fișe ai venit astăzi? Cu 31. Ai citit 31 de povești? Da. Care ți-a plăcut cel mai mult? Tom Gat, Gator. Noi nu-l știm. Ce poveste are? Era un băiețel care avea niște prieteni la școală și în fiecare pauză mergeau pe afară și făceau un pătrat și fiecare copil, erau 4 copii, și stau fiecare într-un pătrat. Mirela Spiță, inițiatoarea proiectului, a fost sprijinită de o echipă de profesori pasionați. Adriana Nică, Tatiana Dâlcu, Cornelia Dodan, Mihaela Dinu, Mirela Maxim, Tiberiu Plăcintă, Cristina Ivu, Gianina Spiriduș, Bogdan Matei și Alina Camil. Împreună aceștia au transformat Provocarte într-o tradiție apreciată în comunitate, menită să inspire și să dezvolte tinerii prin puterea artei. Am venit cu un număr de aproape 40 de elevi care au realizat aproximativ 150 de fișe. Sunt de părere că acești copii reprezintă viitorul unei societăți educate, iar mesajul pe care noi vrem să-l transmitem este să citim cât mai mult, să ne pregătim cât mai mult. Sunt în echipa de management al acestui proiect încă de la început. Coordonatorul principal al proiectului este doamna profesor Mirela Spiță de la Școala Alexandru Ioan Cuza, căruia îi datorăm această idee care a prins Bacăul. Putem să o numim un fel de pandemie și aceasta a cititului. În fiecare toamnă, mari și mici, părinți, profesori, elevi se adună împreună cu artiști, cu personalități ale Bacăului, care vor să susțină creșterea motivației pentru citit a copiilor. Ne bucurăm pentru că în fiecare toamnă numărul cititorilor crește și numărul participanților. Uneori vremea ne este potrivnică, poate că nu sunt astăzi aici toți copiii care au citit, toți copiii care au făcut fișe de lectură, dar cu siguranță le vor duce la catedră luni. Acțiunea a captivat atenția atât a participanților cât și a trecătorilor, marcând o zi memorabilă pentru toți cei prezenți. Jandarmii și salvamontiștii montani din Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite. Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite pe muntele Bolovanul. Jandarmii montani se aflau în misiune de asigurare a ordinii și liniștii publice la răvășitul oilor de pe muntele Bolovanul din stațiunea Slănic, Moldova, în apropiere de locul unde a fost rănită persoana. După un apel de urgență, echipajele au fost direcționate către o zonă împădurită, unde un bărbat a suferit răni grave în urma răsturnării mașinii sale. Jandarmii au ajuns imediat și au acționat, evaluând situația și oferind asistență victimei, menținând comunicarea constantă cu aceasta pentru a o calma până la sosirea celorlalte echipaje și a îndrumat celelalte echipaje pentru a sosi la fața locului. Ulterior, bărbatul a fost transportat cu ajutorul salvamontiștilor și jandarmilor până la echipajul medical aflat la Mănăstirea Ștefan cel Mare, de unde a fost transferat la Unitatea de Primiri Urgențe Onești pentru îngrijiri suplimentare. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău își reafirmă angajamentul său de a proteja viețile cetățenilor și le mulțumește tuturor celor implicați în această intervenție. Acțiunile rapide și coordonarea eficientă între jandarmi și salvamontiști subliniază importanța colaborării în situații de urgență pentru salvarea de vieți. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 22 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Miercuri 23 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 9 grade Celsius. Joi 24 octombrie, vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului, cerul va fi senin, iar maxima zilei va ajunge până la 15 grade Celsius, minima pe timpul nopții scade până la 3 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!